Crâncioranina, povestiți-mi, vă rog, care e parcursul noastră? Cum ați ajuns la Double Case? Cum ați ajuns la noi? Am văzut pe Facebook o postare de la Double Case referitor la educație financiară și am zis pentru mine să văd despre ce este vorba. Eu sunt deschisă spre toate cursurile, posibilitățile de învățare și mai ales în domeniul financiar. Îmi place foarte mult. De aceea am decis să vin aici. Mi-au plăcut primele 4 lecții care au fost teoretice, după care am mers la cele practice și după asta am deschis un cont real. Super! Cât timp a trebuit să vă decideți să treceți, să tranzacționați pe real? Imediat după ce am terminat cursul, în 15-a lecție, imediat atunci, seara, mi-am zis, da, mai departe, merg pe real. Așa, de obicei sunteți o persoană hotărâtă. Da, foarte hotărâtă. Da. Bravo, super. Dar ce recomandați traderilor? Este ok să te apuci repede, să tranzacționezi imediat după ce ai aflat de domeniul ăsta? Sau este nevoie de experiență? Sau cât timp ar trebui să exerseze o persoană pentru a fi pregătit să tranzacționeze pe real? Pentru mine, spre exemplu, acest curs care se face de 21 de zile este suficient pe un cont demo, după care este necesar ca omul să se apuce de treabă deja pe un cont real. Adică experiența și învățatul durează toată viața, dar este necesar de acționat. Deja am învățat ce lucrurile principale care trebuie învățat, după care pe parcurs mai învățăm, sigur, dar nu trebuie să așteptăm toată viața să învățăm tot absolut ca să ne apucăm pe real să tranzacționăm. Exact, sunt și eu de aceeași părere, deci dacă mă apuc și iau cărțile de... Întâi să le citesc pe toate și după asta o să mă apuc să trăiesc. Nu, deci eu citesc 2-3 pagini, am aplicat, iar am mai deschis și am așa, deci dacă te gândesc biblioteca, am momente în care am o întrebare sau un semn de întrebare, pur și simplu, sau caut o soluție și nu o găsesc acolo la mine în cap, ori am nevoie de timp să mă concentrez, ori am luat orice carte și o deschid și o găsesc răspunsul acolo. Exact. Adică, pentru asta sunt, nu putem să învățăm fără să aplicăm sau nu putem să ne apucăm de învățat, să știm totul. Învățăm, acționăm și ne sunteți un exemplu în acest sens. Exact, învățat fără experiență. Pentru ce mai citim dacă ne aplicăm, exact. Să experimentăm. Da, practica bate gramatică. Da, exact. Așa este. La lecția de teorie, ați aflat ceva nou? Da, sigur că da. Am învățat foarte mulți indici din SUA. Am învățat neastră acum de lecții teoretice. Zice. Da, la teorie. Deci așa, acolo unde educație financiară, mai mult, structura pieței financiare, participanții. Cunoșteați lucrurile acestea sau a fost ceva nou? A fost nou pentru mine participanții și indicatorii de tranzacționare, foarte mulți indicatori referitor la SUA, referitor la Europa și rata de referință, inflația, corelația, a fost ceva nou pentru mine, da. Dar cui ați recomandat cursul de teorie? Deci, practica, înțelegem că cei care vor să tranzacționeze și să aprofundeze în domeniu. Dar teoria, cui ați recomandat aceste cursuri? Cele 4 lecții care sunt sponsorizate? Tuturor persoanelor care vor să meargă mai departe, să învețe ceva nou, să se dezvolte. Nu știu dacă o să înțeleagă toți, dar pot să adresez întrebări referitor la ce nu înțeleg și sunt sigură că domnii consultanți le răspund cu mare profesionalism. Așa, sunteți mulțumită de cursul pe care l-ați făcut la Double Case? Foarte mulțumită! Foarte mulțumită! Noastră, acum tranzacționând pe un cont real, sunteți în etapa de calificare a traderului. Participați la acele evenimente care sunt masterclass-uri, market discussion, urmăriți dimineața? Da. Vă ajută cu ceva? Da, mă ajută să văd alte puncte de vedere pe care le văd eu la market discussion, la masterclass-uri. Mă aprofundez în cunoștințe, ceea ce este absolut important pentru a merge mai departe. Masterclass-urile acestea care le facem noi fiecare săptămână, sunt utile pentru dumneavoastră? Adică sunt informații noi sau ați ajuns deja? Pentru că aveți cât? 2 luni când tranzacționați, da? Da, 2 luni. Ați ajuns să înțelegeți deja informația care o aud acolo, o cunosc și nu mai este interesant, cred că mi-e destul.
Nu, este destul, mereu este ceva nou. Mereu este un alt punct de vedere. Mm-hmm. Mereu este măcar un cuvânt nou, dar el este. Deci nu deci ne oprim și nu ne limităm. E important și pentru noi să înțelegem cum ajută. Da, eu știu, bine, sunt traderi diferiți de fiecare dată, fluxul, totuși sunt traderi noi, mm-hmm. pentru care este important și într-adevăr sunt cunoștințe care pentru deși sunt wow! Ceva nou, dar da. Asta nu știm, chiar dacă pentru noi astea sunt niște lucruri uzuale, deja obișnuite. Ok, am înțeles. Cum credeți, care sunt calitățile unui trader de succes, dacă putem să-i spunem așa? În primul rând, răbdarea. Foarte multă răbdare. Când am deschis o tranzacție, așteptăm, nu închid imediat că wow, s-a dus în minus și gata, închidem, nu fac nimic, sunt praf, nu știu ce, nu. Răbdare. Foarte multă răbdare. Clasic, tot spun și răbdare. Da, răbdarea și da, disciplina. Este corelat cu răbdarea în cazul dat. Mm-hmm, da, da. Din ce domeniu sunteți? Din ce domeniu fiind dumneavoastră? Turism și drept. Aha, ok. Și cum se leagă cu tranzacționarea? Este o sursă suplimentară de venit. Aha, acționat. Acum da. Sunteți în domeniu, da? Dar da, în sunt în domeniu. În turism? Da, în turism sunt așa. Și da. Reușiți să faceți și una și alta. Da. Cât timp pe zi vă ia analiza pieței și deschiderea tranzacțiilor? Vreo 30 de minute, pentru că nu tranzacționez pe toate instrumentele, ceea ce nici nu recomand la toate. Uh-huh. Unde am văzut ceva, o confirmare și am deschis tranzacția. Și aștept Rezultatul, profit. Da, lucrul unui trader se face înainte de a deschide tranzacția, tot timpul da, se spune, da? Da. Și ieșirea sigur. Este mult mai importantă decât intrarea, adică da. Întâi am înțeles unde ieșim din tranzacție, dacă se merită de intrat acolo, adică ce profit o să-mi aducă tranzacția asta, ce potențial de pierdere am pentru tranzacția asta. Mm-hmm. Și deci mai întâi gândim, analizăm, apoi luăm decizia ce am deschis, și mai departe e așteptare. Deci nu avem ce spune că în tranzacționare 10% buy, 10% sell și 80% wait. Da, așteptare. Da, exact. Așa, recomandați să ne uităm toată ziua la grafice, să fim cu nasul acolo sau... Nu, nici într-un caz nu recomand. Am analizat, am decis să deschid, am deschis, așteptăm. Dar putem să verificăm. Dar nu stăm tot timpul cu gândul la ea sau uh-huh. cu... frica în sân, că, wow, la fiecare lunar, la fiecare minut să văd ce face, pentru că psihologic este greu. Așa, deci ritmul este unul stresat? De să uite la fiecare, în fiecare minut, cum fluctuează piața, nu. Nu. Uh-huh. Cum depășesc dumneavoastră momentele de, nu știu ce să zic, de stres sau de situație uh-huh. când am tranzacția în minus și este un disconfort psihologic oricum, da, hai să văd, ok, trebuie să aștept până când îi ajunge în profit. Cum depășiți momentele astea? Ce faceți? Închid laptopul și merg înainte. Zic că trebuie să aștept, am răbdare. Fac altceva. Da, mereu. Bun, ce scopuri aveți cu acest domeniu? Pe general, acesta cred că este o sursă de venit pentru tot restul vieții și la un moment dat, când este posibil de avut un depozit deja mare, poate doar de tranzacționat ca o profesie, să zic așa. Uh-huh. Și mai departe facem altceva. Ce vrem, tot ce vrem. Altceva, tot ce vrem. Scopul este independența financiară, da. Înțeleg. Da. Așa, și libertate. Da. Este un milion destul? Un milion de dolari? Mă spun, ok, dacă aș avea un milion de dolari, gata, sunt liber toată viața. Nu cred. Eu cred că mereu este la ultima bine. Am înțeles. Bine, eu vă mulțumesc mult pentru interviu. Mersi pentru sinceritate, mersi că ați acceptat și mulțumim pentru că împărtășiți, da, din experiența dumneavoastră și părerile dumneavoastră cu alți traderi pentru a-i ajuta să ia decizie, pentru că este un domeniu încă necunoscut pentru mulți și de asta mulți caută confirmarea. Dar totuși sunt traderi la noi, Republica Moldova, dar cât se ocupă cu domeniul acesta? Dar este real, dar nu este real, pentru că pare uneori prea frumos la început. Dar da. Pe parcurs înțelegi că nu e atât de ușor. Mi-a spus un trader, tradingul este cel mai ușor mod, nu,
invers. Tradingul este cel mai greu mod de a face bani ușor. Așa. Da, așa este. Confirmați? Confirm. Așa, deci nu este ușor. Da. Nu este atât de ușor pe cât pare. Da, exact. Trebuie să învățăm. Da. Asta este, pentru asta suntem și noi aici, pentru a da, face lumină în domeniul ăsta și le oferi cunoștințe trader-ul ca să suntem mai încrezuți. Pentru că orice domeniu suntem mai siguri și orice acțiune o putem face mult mai ușor dacă înțelegem ce facem. Exact. Și dacă cunoaștem. Bine, exact. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Mersi! M-am bucurat să vă revedem! Pe timp cu zi, mulțumesc!